căcat. Salut băieți și bine v-am găsit la un nou episod de 5M. Suntem pe server House România și după cum vedeți, suntem în mașina de smurt. Suntem medici? Nu suntem medici, dar avem acte de medici. Suntem clovnul de lâu, împreună cu medicul Todose. Sunteți domnul Todose dumneavoastră? Mă auziți? Domnul Todose? Eu. Ce faci, domnul Todose? Eu nu sunt domnul Todose. Dar cine ești? Fury. Cum? Fury. Domnul Fury? Adică domnul... Cum? Ce înseamnă Fury? Aceasta este numele meu. Sunt domnul Florin Stănescu și aceasta este proiectul meu. Florin Stănescu. Păi zi așa, mă. E ca și cum ai zice că ești arhitect în cărămidă și tu ești zidar. Lasă-o pe zidărie. Te cheamă Florica. Ce Fury? Auzi, Fury. Așa mă strigă colegii. La întorcere conduc eu, frate, că tu conduci ca o hienă tăcută. Conduci dezechilibrat rău de tot, eu nu ți-aș mai lăsa mașină pe mâna ta, sincer. Ți-aș da bicicletă sau ce? Merg cu căruciorul dacă îmi pare turnul, vreți? Mamă, ce... Dar și mașina asta e slabă, rău de tot. N-aș fi zis. N-avem voie să mergem corveturile, că vă dați mișto rău. Și de ce n-ai voie? Nu au voie, au decât Prețu și cu francezul și cu Robert, dacă nu mă înșel voie. Să-mi bag ni. Adică să-mi bag bisturiu în ei, cum ar veni. Mamă, iar apel? Ah, ciupercar trebuie să mergem aici, cred. Iar așa băgat ăștia foarfecele în ochi. E fur mașina lui ăsta, băi. Mamă, m-a făcut de cap asta. Iar, mă. Ușor nebunul ăla. Parcarea la fel. Domnul, ajutați-mă, vă rog. Acum îl ajut. Păi cum, că eu văd că stă în picioare. Nu, nu, domnul. Ăla l-am tu. Salut, domnul clown. Salut! Abone, domnul! Te cășeala ta! Domnul clown! Domnul! Da-și băgătea și în... Putem să facem o poză, domnul? Nu. Haideți, domnul. Nu. Ce? Pot să vă ating nasul roșu, domnul, că e foarte frumos. Nu, că face chichi. Bună ziua. Bună ziua. Sunteți bine? Da. Hai, domnul. Doriți o sticlă cu apă să vă răcoriți? Nu, că cred că am eu în geantă. Ok. Un buletin la spate. Ok. Nu, dacă te dă la poliție. Zice că ești mafiot și vin și ciuperci. Mulțumesc, zi bună. La revedere. Hai, domnul, urcă, conduc eu să țină. Salut, șeful. Salut, domnul. Să trăit. Hai, te ții bine? Te cioca. Mă țin. Nu. Ține-te bine că am plecat în excursie. Dar dumneavoastră, de când sunteți în sport? Nu v-am mai văzut până acum. De astăzi. A, ce frumos. Ce frumos? Trebuie să vă conformați și cu uniforma. Da, încă n-am intrat oficial. Adică? Adică am primit actele, dar n-am primit instructajul. A. Ia uite ce curbe frumoase. Am impresia că o să ne răsturnăm. Cu mine, domnul? Eu m-am născut în mașină, domnul. Eu m-am născut în mașină, imediat. Nu! Stai liniștit, ești în regulă. M-am născut de mic copil în mașină. Aoleu.
Bună, nicio șansă. L-am luat. Unde trebuie să mergem? Alo, bună ziua. Trebuie să dau drumul la o. Acum, suntem pe drum. Mi-ați dat share location? Venim la casino. Casino înapoi? Da, ok. La revedere. La casino. Hai să mergem pe margine, să nu vină cineva. Ține-te bine. Da? Nu mă mai țin, că toată trecută când m-am ținut, m-am ținut de altceva. Era să nu mai fie domnul clown. Hai, cu minte, mă. Ai zis că m-am născut în mașină. Văd, văd. Aici ești cazinou? Aici, și că trebuie să vină domnul. Trageți-l și dumneavoastră în parcare. Păi ia, că mă sună. Cred că domnul e. Ziua, dumneavoastră s-a sunat la smurt? Da, mă scuzați, nu mai e nevoie. A intervenit o îngerească. Okay. Cere bani, cere bani. Nu, nu, lăsați. Bate-l. Hai că-ți dau, uite, pentru deranj, pentru benzina consumată. Ah, ok. Mulțumim. Și benzină și talent. Uite, 5.000 și talent. Mulțumim. Dar pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Mersi de intervenție. Să trăiți. Plăcere, salut. Ce faci, băi? Ce-am făcut? Ai căzut de mașină. Spune-mi ce-a tu. Ia ia-l. Ia laibii să fie. Ok, ok. Avem misiune ceva? Nu, nu, trebuie să anulez apelul. Băieți, nebunie cu doctor. Păi noi pe la urmă ne răsturnăm. Mă, taci mă că nu ne răsturnăm, mă. Ia uite cum fac. Sunt nebun de legat. Tata noastră care ne știe ce răsfințe să fie părățită cu singureta. Stai așa că trebuie să dau o comandă pe Glovo. Nu, 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 nu comandați nimic de pe Glovo, că știu eu ce se vinde pe Glovo. Ma! Bă, eu chiar dau comandă pe Glovo. Nu se întâmplă nimic. Ma. Bă, dar eu chiar așa nu sunt atent, mă. Zice unul, colegi, dacă o să primiți un apel de la mine, cum... O să vă spun că sunt răsturnat, e numai vina clownul din stânga mea. Minte, mă. Dacă o să primiți un apel te omor dacă zici. Nu, nu mai. Te omor dacă zici. Nu, nu primi, nu primi nici apel. Hai, zic. L-ai luat? Gâr. Nu, n-am luat, n-am luat. Eu ți-l pus tău. Păi ăsta e chinezul, mă, ăsta e japonezul. Japonezul le luat să-și față. Dă-te jos. Urcă sus, pardon. Japonezule! Asta l-am aruncat cu mașina în șanță. Urcă japoneză că te duc în oraș. Asta e taica mea japonezul, ci când s-a întâlnit cu maica mea la cușul de gunoi. Păi și cum, hai, avem apel. L-ai luat? L-am luat. Hai, alu! Bună ziua! Acum, acum, facem și venim. Ok, zi bună. Unde? Întoarce mașina. Ma. Pe care parte trebuie să mergem? Că nu m-am uitat încă. Pe care? Pe stânga sau pe dreapta? Partea dreapta, dreapta, dreapta. Așa, dreapta. Zim, așa. Unde mergem? Vă pun acum GPS-ul. Pune, băgam ea și în fața lui chinezul din spate. Sunt de bun delegat, nu știu dacă vă știți pe bine. Sunt Clovdu Diliu. Nu, nu vă știu.
mă știu. Nu mă știi, n-ați auzit de mine în oraș, Clonul din Liu? Nu. Eu odată am bătut 3 medici. Ia uite, hop, ai văzut cum vine, opa, opa, opa. Lăsați, mă. Vine copacul, l-ai luat, nu l-ai luat. Asta o luăm, că e mică, aolo, era să luăm și piatra. Atenție, stâlpul, stâlpul. Cine am urcat în mașină, doamne? De doctor, bă, unde doctor? Aolo, e aici. Păi mă sperii, băi. Rămâi liniștit că e nevoie de tine acolo la reanimare. Nu, no, că ești și tu, doctor, te pricep. Stai cu minte că am luat curba cu șaliu. Haide, tati, haide. Calco. Noi suntem pe Anglia sau pe România aici? România, România, partea alaltă. A, mergem pe asta, pe partea alaltă? Da, pe dreapta, pe dreapta. Păi trebuie să întorc ca să mergem pe dreapta. Ba, nu, așa, așa e bine. Merg pe mijlu, mă, că nu suntem siguri și vedem. Chinezule. Da. Iată și că aici trebuie să... Opa, tati, stai cu minte că sunt născut. Fii anent aici, fii anent. Domnul, domnul, domnul. Acum. Ce, pă, ce faci, mă? Dai cu pumnii, că mă dau jos, te rup. Nu, 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 din greșeală, nu. Ajutați-le repede, că era sete rău la săracul și nu știu. Aleșina pe aici. Re, când sunteți în deșert și vă mai ia sete așa, pișați-vă unul în gură la altul. E rușinoasă treaba, dar vă salvează viața. Drogurile. Da. Până stai că zic acum, pun Vespucci pe acolo, parcă stai că zic. Stai să nu. Măleu! Ce faci, Crețul? În mirror, parcă pe acolo se vândă. M-am dus, boss. Ce faci, Crețul, aici? Crețul ăla nu-i tot doctor, bă. Băi, Crețule, tu ești doctor, mă? Hai să te duc la muncă, eu? Crețule, dar parcă erai doctor, mă, eu așa știu. Da, eu sunt tovarășul lui Crețul, nu sunt Crețul. Nu, e asistent de infirmier. Eu sunt tovarășul lui, boss. Ești la The Car Plosca, hai să mergem, bre. Șeful lui, mă duci? Stau ce faci? Urcă, că e loc, un haide. Un buletin, vă rog. Da, stai, ok, nu-i dacă te dă la poliție. Te dă la poliție, treaba ta. Dar cine vorbește, la volan? Nu, eu ăsta, chinezul de jos cu părul mărul. Stai cu spate, tu? Eu da. Nu pot să mă uit în ochii tăi, că ești urât rău. Băi! Hai că mor și okay, eu sus. Hai că mor, pa. Du-te, duceți-vă. Hai, salut. Asta, taxi. Ca mașină, vă pup. Aolor, mai pune acas. Mă, asta, cu ăsta din spate ce e aici? Nu știu, că tu l-ai luat. Tu l-ai luat. Eu l-am luat? Tu l-ai luat. Tu l-ai luat, eu l-am luat. L-ai luat? L-am luat sau tu l-ai luat? Normal. Normal? Nu. Bă, tu te-ai urcat singur, mă, sau te-am luat noi, că nu-mi dau seama. Nu, eu sunt inspector. A, inspector, n-auzi, e de la poliție. Domnul, vedeți că domnul de aici care a condus, ce este... A băut înainte să conducă și cred că a consumat substanțe narcotice. Păi ori am băut, ori am combinat. Eu să ajung și eu în paletul la mine acasă. Sărim pe aici, sărim, hai că nu sărim. Nu sărim, murim. A făcut ciment din cocaină și bere. Cimentul e bun, mă, și o otrăv de șobolani alea. Poate ne răsură, Andrei. Ciment, cocaină. Domnul, da. Florică, stai cu minte. Te vede domnul inspector că faci prostii. Trebuie să oculim un stâlp de aici, dacă nu oculim un stâlp e problemă. Au, gata. Bă, dar mașina asta bate, mă, ceva pe ea, nu știu ce, capota, uite cum stă capota. Ai luat? Nu, dar n-am apucat. Ți-ai băgat. Ți-am zis că o să... Ți-ai băgat bip în mașina mea. Băga-mi, ai capotă. Capota o seribre, dar tu vezi ce... Tu n-ai motor, mă. E wireless. Să iei altă. Eu am motor wireless, l-am uitat acasă. Tu te bă mai încolo, bă, uite-l, bă, fut-o-i gunoiul. Mergi pe bandă, tata, că spar dinții gunoiurile.
Băi, cred că o cunoștea pe maică ta, domnul Florica. Auzi? Da. Cred că o cunoștea pe maică ta, ăla din spate. Nu, nu, cred. Zău, zicea ceva de aia, nu știu. Colegi, mă auziți? Domnul cu uniformă din față, ce frizură m-a strat. Da. Ce frizură frumoasă v-a strat. Știu, știu. Nu știu dacă e pierdută frizura sau frizerul. E pierdută de negăsit. Era să ne facem căcat. Îmi plac polițiștii care nu fac scandală. Nu mai loc, oricum am și eu niște treabă aici. E să dau o mașină la un băiat. Domnul de la volanin are părul în pungă. Ăla are muzmar. Dacă l-ai luat, te duci tu. Nu l-am luat. Domnul, până aici ați plătit. Să trăiți o zi bună, vă doresc. Mulțumesc. Să trăiți, mamă, dar vin toate apăsați așa, băi, să mă scot de la medici, că nu e gros. Mamă, ce-am crezut că dă peste mine. Stop! Stop! Hai pe albastră, băi! Nu, că... Mamă, ce-mi pușcă joc, dar nu înțeleg de ce-mi pușcă în halul ăsta. Hai să-l găsim pe băiat acum, băi. Mă duc să-l dau cadou la cineva, n-auzi? Nu mi-l dați mie, v-am lăsat contul și se... Nu pot. Ce vrei, mă, polițistule? Da, vreau și să vă dați masca jos, vă rog. Nu vreau. Pe... Ce-mi faci dacă nu vreau să-mi dau masca jos? Păi veți primi o sancțiune. Ia, dă-mi sancțiune. Scoate carnetul să scrii sancțiunea. De un medic. Da. Uite așa se face treaba. Domnul, vă sun eu mai târziu și vă dau buletinul, da? Aolo, fii atent, îi dau mașina lui ăla, eu vând și după îl pun să se plimbe cu ea până ora să vede și el ia poliția. M-a dus să-l caut pe ăsta, dar nu știu pe unde a rămas. Vreau să-i dau mașina băiatului de ieri. Mamă, ce mișto e mașina aia tunată, să mor. Iată cățelul. Hai să-l căutăm pe ăsta pe plajă, să vedem dacă e aici. Uite că era aici, în dreapta. Ce te uiți, băi, China? Ce ai mâta, bă. Ah, scuză-mă. Băi, mă auzi? Da. Eu uite și pe ăsta. Ce faci, mă? Uite și pe prostul ăsta. Ți-am zis, mă, să ne întâlnim toți la ora 3 aici? De ce ai întârziat? O știi aia din bobiță? Nu știi. Fii atent. Urcă la volan. Trebuie să conduci mașina în paletul. Să vedem cum te descurci la volan. Hai, stai înainte. Eu trebuie să intru pe bagaj, gata. Dă-i bătaie. Păi da, dar să știi că m-am probleme cu ochii, dar probleme. Dă-i tare, nu te speria, dă-i tare. Vreau să te văd în acțiune. Eu aici în pe bagaj sunt liniștit. Ia uite cum face semnul, bă, băiatule, bă. Aia zic, calco, nu lăsa. Să vedeți ce-i fac dacă trecem cumva pe lângă poliție. Aolo, ce m-am speriat, am crezut că bușeala.
Bă, pe ești pe poliție. Dă-i pe lângă ei, dă-i în stânga pe lângă ei. Dă-i în stânga pe lângă ei aici. Dă-i în stânga pe lângă ei. Mă piși pe poliție, eu, mă piși pe poliție. Mă piși pe poliție, eu. Le-i frică, domnule, dai. Dă-i și la asta aici, la polițist o să aici. Mă piși pe poliție. Dă-i, dă-i, dă-i înainte, dă-i. N-au treabă, m-am avut să-l bag în belele. Gata, domnul, întoarce aici, întoarce aici, la prima întoarce. Și hai să mergem să-ți dau actele. Unde mergem, domnul? La showroom, acolo. Gata, gata. Te ascunzi de cineva, de stai în portbagaj? De poliție. Stai? Mă caută garda. Ce-ai făcut, bre? Nu, ți-am zis, bre, că am probleme cu ochi. Uneori, nu totdeauna, dar la ochelari, cred. E puțin zis. Dar e și aici, în zona asta, e populată, îți trebuie pisica lumea să... Și mie îmi pușcă unde ori ați văzut pe episoade. Las-o aici, las-o aici, las-o aici, las-o. Las-o aici, bă. Ei, ai încuiat-o? Nu știu. Nu poți să dai scaunele să le rabatezi, să ieși prin față? Nu pot, băi, să mă arăci bine dacă pot. Ia, ia, ha? Am ieșit, mă, sau n-am ieșit? Ia, dă-te așa, dă-te așa de lângă mașină. Ia, bagă, nu băga. Ce are, bă, frate, de nu mai pot să ies? Nu mai pot să ies, domnul. Păi și atunci ce facem, domn? Mă ascund și eu? Toată poliție. Nu, domnul, că vreau să ies afară de aici. Păi da, nu merge, nu știu ce are. Păi că e bun, mă. Nu poți să dai banchetele, să dai, să ieși prin față, pe la, na? Ai suma asta la tine? N-am. Păi și eu cum să-ți o dau atunci dacă îmi cere suma asta? Păi... nu știu. Nu știu dacă am eu atât iasele. Domnul, parcați-vă și dumneavoastră mașina corespunzător. Domne, zic e Skoda cu apucator de BMW. Ce-ai tu cu ea? Păi domnul, zi-mi e soia. Zi-s-o-ia dacă poate, zi-s-o-ia. Dacă nu, nu tași dumneavoastră, ia-o dacă poți. Frumos, vă ridic pe sus. Ia-o dacă poți, ia-o. La ba chiar te rog frumos. Dacă poți. Hai să vedem dacă poți să o ia. Cucu nu poți să ieși de aici să-ți o dau. Ce-a făcut, a plecat? Păi... ce, să luăm? Ce mi-ai spune de aici? A, nu, s-a întoarce. Păi și facem, domn? Trebuie să ies de aici prima dată, trebuie să mă duc să scot bani, să-ți dau și bani ca să ai bani să o cuperi. Că tu muncești pe nasturi, ți-ai pus nasturi la sacou. Păi dai benzina scumpă, bre. Ce? Ce faci? Miros mănuțele alea căpșune, pe căpșuni? Păi nu poți, vrei să te muți pe scaunul din față. Pe acolo să...
Uite, fete, ce o să mă trage afară de aici? Păi dar nu... Hai să văd acum dacă... Așa mă tragi tu, băi. Păi nu știu, bre, cum. Bagă, nu. De fapt, nu, pe aia nu. Dar eu știu, bagă și pe aia, că nu mai știu de cum. Bagă și pe aia. Am încercat și-o. Băi, poți să ieși, băi. Poți să ieși, ce vrei. Am rămas blocat aici. Ia parchează-o, mergi și parchează-o. Și tu s-am făcut, băiții. Băguit acum, o să cad în continuu, bă. Eu mă fac foarte celălalt ăsta. Băi, cam ăsta a fost și episodul de astăzi. Dați și voi un like acum dacă v-a făcut. Și noi ne auzim în următorul episod. Pa!